Bună seara, doamnelor și domnilor. Invitatul nostru de astăzi este vicepreședintele partidului nostru, domnul Dumitru Ciubașencu. Bună seara, domnule Ciubașencu, și vă mulțumim tare frumos că ați venit la noi la emisiune. Bună seara. Domnul Ciubașencu, se pare că deci cam până aici a mers ăsta și în ceea ce privește partidul nostru, pentru că în ultima vreme, vorbind despre viitoarele alegeri parlamentare, toată lumea zice că pe stânga sunt doar socialiști. Și atât. Sau voi încă sperați acolo la partid că aveți șansă mare de a ajunge în următorul parlament? Deci noi mergem foarte mult prin Republica, prin toate satele, mergem la piețele. În ultima lună am avut aproape 100 de întâlniri și situația este cu totul altă acolo, pe teren, pe loc. Uh-huh. Și aceste impresii confirmă ultimul sondaj de opinie publicat de IDIS Viitorul CBS AXA, care spune că cad toate partidele, însă a crescut fără precedent numărul alegătorilor indeciși, până la 50%. 50% din alegători nu știu pentru cine să voteze în genere. Da, ratingurile noastre sunt 2-3%, însă pentru a trece pragul electoral, eventual 6%, ar fi foarte ușor pentru noi să obținem aceste 4 sau câte procente din bazinul alegătorilor indeciși. Deci, nicăieri nu întâlnim o atitudine negativă, agresivă, în cel mai rău caz una neutră, dar cam peste tot lumea are o atitudine pozitivă față de Renata Usatăi și față de partidul nostru. Da, pe fundalul acestui zgomot, lupta între Plahotniuc și Dodon, nu știu, artificiale, reale, lupta geopolitică, celelalte partide se pare că se pierd. Dar eu cred că în alegerile, dacă vom participa, va fi cu totul altă situație. Noi suntem siguri că rămânem vii, activi, uh-huh, și mesajul nostru este foarte bine perceput de oameni. Problema cea mare este lipsa lui Renato Usatăi în Moldova. E clar că este partidul lui Renato Usatăi. Când el se află aici acasă, ratingul crește, când pleacă, ratingul scade. Dar oricum partidul merge înainte, mijloacele de comunicare permit lui Renato Usatăi să conducă partidul chiar și de acolo unde se află el. Așa. Deci, dar dumneavoastră înțelegeți că el degrabă nu mai revine în țară? Da, noi înțelegem că cum el poate să revină, dar să ajungă la pușcărie și va fi omorât acolo. Noi suntem conștienți de acest lucru. Decizia și la partid a fost luată că el nu trebuie să se întoarcă atâta timp când nu sunt create condiții pentru securitatea, sănătatea și chiar și viața lui. Să știi că cei de la, nu știu cine, polițiștii sau criminalii, chiar au trimis niște grupuri la Moscova pentru fie al răpi, fie al scoate în țara terță și pe urmă al expedia aici, sau chiar să-l omoare acolo, în Rusia. Este o acuzație foarte grea. Deci, sunt informații, chiar și Usatăi a vorbit despre acest lucru, că polițiștii moldoveni au venit la Moscova, l-au urmărit acolo și cu ce scop nu se știe. Dar noi știm cazuri când oamenii au fost torturați în penitenciarele din Moldova până la moarte. Deci, și domnul Usatăi are mama, are tata și unii ne întreabă, dar de ce el nu faci pe erou, vine aici cu orice preț, da, lasă să stai la pușcărie. Da, o fi Moldova un stat democratic, cu justiție corectă, una justă, justiție justă, el ar putea să se întoarcă, mai ales că toate peste 20 de dosare penale care au fost intentate împotriva lui, sunt fabricate la comandă, cu o tentă politică, fără argumente juridice, și aceste dosare stau pe rafturile la procurori,
Și procurării nu le trimit, nici nu le trimit în instanțele de judecată pentru că n-au ce trimite. Dacă e adevărat ce aici spune cetățenii de justiție, atunci de ce el este în căutare de către Interpol? Pentru că a fost emis mandat de arest și el nu este în țară și a fost dat în urmărire generală. Da, deci unica speranță a partidului nostru este ca să revină la normal, așa cum considerați voi a fi normal, numai după ce Vladimir Plahotniuc pierde puterea. Asta înțeleg la voi. Da, este real. Adică asta înseamnă că nu de grabă, domnul Ciupașancu? Depinde de opoziție, de alegători. Asta e prea așa patetic. Nu știu dacă multe lucruri depind la noi de alegători. Dar poziția lui Plahotniuc nu este atât de stabilă și bună cât desenează televiziunile lui și partidul lui. Ratingul lui este foarte mic. Nu știu dacă el va trece într-o circumscripție uninominală, dacă eventual va candida pentru Parlament. El a obținut puterea sa prin fel de fel de combinații, șmecherii, nu în mod democratic, deschis, transparent. Și din cât eu înțeleg, occidentalii totuși ar dori să-l înlocuiască cu, nu știu, el este considerat, noi acum avem în Moldova putere pro-europeană în frunte cu Plahotniuc, care este considerată una coruptă, nu știu, murdară, banditească, cum vreți să o numiți, inclusiv de sponsorii occidentali. Și avem opoziția pro-europeană, Maia Sandu, Andrei Năstase și ceilalți. Deci, și aceste forțe pro-europene vor merge la alegeri în două coloane. Cât va lua Plahotniuc, cât va lua Maia Sandu și alții, vor face ei o alianță, va fi această alianță cu Plahotniuc sau fără Plahotniuc, vom vedea. Deci, la un moment, astăzi el are majoritatea în Parlament, controlează absolut tot guvernul, justiția, mass media, structurile de forță. O să vedem ce o să fie după alegeri. Dar Renato Osati va fi primul pe listă electorală la partidul nostru? Deocamdată codul electoral, legea nu încurcă, ci nu interzice ca Renato Osati să fie primul pe listă de partid. În circumscripție uninominală el nu poate candida pentru că, conform legii, el trebuie personal să prezinte documentele la Comisia de Circumscripție Electorală. Dar ce zice legea? Dacă el este condamnat, poate candida la funcție de deputat? O persoană condamnată care isprăvește sentință într-un penitenciar nu poate candida pentru... Dacă e condamnat definitiv. Definitiv, da. Dar nu știu cum ei vor ajunge la asta, pentru că ei n-au trimis niciun dosar în instanță, nici în prima instanță. N-au ce trimite. Deci miza voastră este ca domnul Osati să candideze la funcția de deputat la următoarele parlamentare, pe liste de partid, și sperați că toate cele trei instanțe nu vor... Haideți să așteptăm când vor fi numite alegeri și noi vom decide. Mergem în alegeri, nu mergem... Deci... Ce înseamnă să nu mergeți în alegeri? Poftim? Ce înseamnă să nu mergeți în alegeri? Există și așa plan că să nu mergeți în alegeri? Nu erau așa planuri în cazul boicotului general. Era așa o idee că dacă toate forțele de opoziție, cel puțin 5-6 partide care au protestat împreună în primăvară, vară anului acesta... Inclusiv Partidul Socialiștilor? Nu, era o platformă. A, primăvara asta, pardon. PLDM, PCRM, PN și blocul lui Petrencu, partidul lui Petrencu. Deci, noi știm că, și care era miza, dacă alegerile vor fi boicotate masiv de majoritatea partidelor, probabil nu vor fi recunoscute ca legitime și după aceasta apar... Dar ideea asta a picat la sine pentru că toate partidele vor să participe. Da, deocamdată noi suntem, apropo, ultimul partid care nu a declarat public, deschis, oficial, că vom merge în alegeri. Deci partidele de dreapta au declarat, comuniștii au declarat, Petrenca se află acolo unde se află. Da, n-aveți altă cale, domnul Ciupașancu. Trebuie să participați. Opinia mea că... Deci, suntem într-o situație
și ambiguă. Dar foarte des, nu foarte des, dar aproape întotdeauna în politică ai de ales între o opțiune proastă și foarte proastă. Mm-hmm. Nu alegi într-un bine și rău. Deci, da, noi știm că alegerile vor fi fraudate. Da, noi știm că se fac după regulile lui Plahotniuc. Da, noi știm că el controlează tot. Știm că Renata Usată nu poate să se întoarcă atâta timp cât nu sunt condițiile create. Asta pe de o parte. Dar dacă nu mergem în alegeri, putem să închidem partidul chiar astăzi. Dacă mergem și participăm după regulile așa cum ele sunt, totuși apare o șansă. Dar decizia nu este luată, este opinia mea personală, să zicem, nu este poziția oficială a partidului. Opțiune proastă și opțiune foarte proastă, tot așa a fost și în turul 2 prezidențialilor? Da, eu am declarat când l-am susținut pe Dodon, partidul l-a susținut, eu am spus că este răul cel mic pentru că pentru mine, într-adevăr, Maia Sandu este răul cel mare. După aceasta, Dodon ne-a trădat, eu am cerut scuze, da. O dată aici, în acest studio, altă dată la un meeting, deci mai mult n-am să repet, cine a înțeles, a înțeles. Deci ar fi fost mai bună totuși, acum puteți să ne spuneți că ar fi fost mai bună Maia Sandu în calitate de președinte? Nu. Nu, pentru că... Maia Sandu nu ne-ar fi dus în NATO, Maia Sandu nu ne-ar fi unit cu România, Maia Sandu nu l-ar fi chemat pe Traian Băsescu să-i fie adjunct. Maia Sandu, vreți, nu vreți, totuși este un proiect american. Acest lucru ne spun chiar și băbuțele în piețele din sat, că ea e americană. Păi, băbuțele din piață, cum spuneți dumneavoastră, spun asta pentru că asta spuneți voi în public și pe voi vă ascult. Da, eu consider că este un proiect american, așa, curățel, care trebuie să înlocuiască această guvernare pro-europeană, dar murdară. Dar Igor Dodon este proiect al Kremlinului? Sau pur și simplu s-a pus bine pe lângă băieții de acolo? Dacă putem spune băieți. Nu, e clar că el... a devenit președinte pentru că a fost susținut, nu susținut de Rusia, dar a avut aceste poze cu Putin. Putin este o personalitate foarte populară, inclusiv printre moldoveni, și această imagine s-a transferat la Dodon. Dar fără susținerea lui Plahotniuc, Dodon n-ar fi câștigat alegerile. Și voi atunci chiar n-ați înțeles asta? Când era turul 2. Atât de clar, totuși, n-am înțeles, pentru că pe 4 noiembrie, ziua din naștere a lui Renata Usată, este între două tururi. Noi am fost la Moscova, în componență vreo 10 persoane de la partid, aproape tot Consiliul Național. Am discutat situația și acolo a venit și Dodon. Uh-huh. A venit Dodon să-l felicite pe Renata Usată cu ziua din naștere. Și el, așa, cu un pahar de vodcă în mână, vodcă rusească, a pronunțat așa, un tost, a spus că я вас не подведу, будем бороться с плохотником, будем бороться с этим режимом, идем вперед. A promis, apropo, să-l ajute și pe Renata Usată să se întoarcă. Deci ne-a amăgit, ne-a trădat și... Dar este așa video pe undeva? Poftim? Este așa video pe undeva, de la ziua aia de naștere? Nu cred. Nu țin minte că cineva... Domnul Ciubașoc, eu de mult îi întrebam și pe alți lideri din opoziție. Nu, dar eu am fost martor și au fost încă vreo 10 persoane, deci nu... Așa și-a fost. Și Renata Usată la un toast s-a lăsat dus de val și a zis că ok. Și l-a crezut. Întrebați-l pe el. Domnul Ciubașoc. Eu voiam să vă, și pe mulți îi întrebam, cum Igor Dodon a fost atât de șmecher că atunci protesta alături de dumneavoastră, de partidul Platforma Da, de partidul Mai Sandu, jos, toți. Și așa v-am trecut șmecherești pe tot și a ajuns președinte țară. Iar voi în continuare strigați jos guvernarea, ați rămas și fără lider și în sondaj ați picat cum n-ați fost nici abia la început când s-a creat partidul. Despre Năstasă și Maia Sandu e altă istorie. E mai deștept decât voi tot să luați împreună. Nu ți-am spus mai șmecher. Ok, eu am pus de variante.
Deci el a știut să manevreze când lui trebuia protesta cu noi. Pe urmă s-a înțeles cu Plahotniuc, a obținut această susținere, să zicem, din partea Rusiei. Deci, dar astăzi el e în capcană. Deci, pentru plăcerile, cum spune, trebuie să plătești mai devreme sau mai târziu. El foarte repede a ajuns la această situație când plătește pentru plăcerea de a fi președinte. Dar cum plătește? Cum? L-au transformat, vedeți, într-un sac de box și îl bat fiecare zi. Deci el credea că el e președintele Federației de Șah, va juca șah, dar pe el îl bat așa ca un sac de box. Pentru electorat nu se martirizează în opinia dumneavoastră? Pentru electoratul său de bază, da, probabil, însă el scade. Eu am vorbit cu sociologii care fac sondaje, acest sondaj IDES Viitorul. În octombrie va fi un alt sondaj IRI, în noiembrie va fi barometru și această tendință, noi o să vedem că continuă. Dodon este în scădere și PSRM în scădere. Deci el a avut un rating din ianuarie, a scăzut de la 40 până la 23 în iunie. Și astăzi are 17. Deci, întrebare deschisă. În ce politician aveți cea mai mare încredere? PSRM a scăzut de la 40 până la 25. Și a crescut... Asta e închisă întrebare. Asta pentru cei care... În linii generale, nu pentru cei care au opțiune clară de vot, nu? Pentru că cei care au opțiune clară de vot, dacă nu greșesc, e aproape de 50% are socialiști. În condiții când jumătate din respondenți sunt indeciși, această proporție nu este valabilă, nu lucrează. Dacă indecișii sunt vreo 10%, 15%, poți să faci această proiecție. Deci, alegătorii pleacă de la socialiști. Și ei spun că ei, așa, într-un fel, cad în sus. Dar oricum noi cădem, dar oricum păstrăm 50%. Dar nu este adevărat. Dacă cineva a plecat de la un partid, asta înseamnă două lucruri. Sau cetățeanul nu va merge la alegeri deloc, sau va trece la alt partid. Asta în cel mai des caz se întâmplă. Nu, ăștia de pe stânga, electoratul de pe stânga este foarte stabil. Și este încă un lucru. Socialiștii pierd la moldoveni. Sociologii au observat acest lucru. Dacă anterior proporția între moldoveni și nemoldoveni care votează pe SRM era 65 la 35, astăzi 55 la 45. Dacă așa va merge mai departe, pe SRM se va transforma în partidul nemoldovenilor. Ceea ce este periculos pentru orice partid, moldovenii constituie 80% din alegători, nemoldoveni 20%. Deci, tendințele pentru socialiștii nu sunt atât de bune, dar eu repet, toate partidele scad și platforma scade și democrația. Lumea deja a obosit un pic. Pentru că noi avem, lumea a obosit un pic, pentru că noi avem campanii fără să oprească aceste campanii electorale. Despre asta probabil este vorba. Domnule Ciobașancu, dumneavoastră totuși sunteți jurnalist de meserie și nu prea credeți în teoria ale conspirației. Și dumneavoastră considerați că Igor Dodon cu Vladimir Plahotniuc își fac agenda împreună de dimineața la cafea? Și iată, tu mâine ai să fii decizii la Curtea Constituțională, după care tu ai să ieși și îi spui că jos Partidul Democrat și după care noi să venim și o să facem nu știu ce. Pentru că ați spus-o un pic mai devreme, el s-a transformat într-un sac de box. Da, la început ei coordonau acțiunile sale. S-a început de la numirea procurorului general, încă în noiembrie 2016, când Dodon era președinte ales, dar rămânea și deputat în Parlament. Fără votul socialiștilor nu putea fi schimbată Constituția în sensul numirii procurorului de către președinte. Deci era așa un cadou lui Plahotniuc, pentru că Timofti l-a numit pe Harunjin, procurorul lui Plahotniuc, dar într-un stat capturat, acesta este funcția cheie de procuror. Noi vedem ce face procuratura astăzi, cum bate în toți. Și în opoziția politică, și în concurență în business. Apoi a urmat alte lucruri.
noi știm, împărțirea posturilor de ambasadori, de judecători, numirea șefului Moldova Gas. Deci eu am vorbit cu persoane care au condus sistemul energetic din Moldova, chiar cu foști miniștri, îi spun că întotdeauna numirea șefului Moldova Gas era coordonată și aprobată de către președinte. Mai ales că un an și jumătate acest șef de Moldova Gas nu a fost numit, după ce Dodon cu Zineida Greceană au intrat la Putin și pe urmă la Miller, șef Gazprom, peste două săptămâni, aici se petrece adunarea și este ales omul lui Plahotniuc în această funcție. Votul mixt, foarte evident, da. Împreună ei au făcut acest lucru. Ce se întâmplă astăzi nu este atât de clar, poate este un joc ca să-l curățe Dodon de la aceste acuzații că el este în Crădășie, în tandem, binom cu Plahotniuc. Dar poate, eu am auzit și așa o versiune, că Occidentul a cerut de la Plahotniuc să-l înlăture pe Dodon, pentru că a obosit de acțiunile lui, care în viziunea Occidentului blochează parcursul european a Republicii Moldova. Și Plahotniuc, el aici șef pe Moldova, dar are alt șef peste hotare, care dacă cer, eu cred că el îndeplinește aceste rugăminte. Da, decizia de ieri a Curții Constituționale, care a hotărât că atunci când șeful statului nu vrea să-și exercite atribuțiile, atunci o face președintele Parlamentului în locul lui sau... Se înscrie în această... în acest plan de a-l înlătura pe Dodon din funcție. Eu am auzit pentru prima dată despre decizia luată la GBC de a-l înlătura pe Dodon în iulie, în luna iulie. Mi-au spus că termenele încă nu se cunosc, că va fi făcut acest lucru până la sfârșitul anului curent sau mai aproape spre alegerile, că și pe parcurs Dodon va fi bătut și înjosit și slăbit. Deci termenele nu se cunosc, dar procesul merge. Noi vedem cum el este lipsit de atribuțiile, este înjosit ca președinte. Dar dacă facem abstracție, de fapt, cum îl cheamă pe Igor Dodon, da. Că îl cheamă Igor Dodon. Deciziile de genul ăsta ale Curții Constituționale sau ale puterii în general asupra instituției prezidențiale de Aurosan în general, fără atribuții, acolo a rămas doar acordarea medalilor. E normal, în opinia dumneavoastră, într-o țară cu regim parlamentar, așa și trebuie să fie președintele, practic să n-aibă nicio atribuție? Competență? Într-o țară pur parlamentară, da. Noi nu știm cine e președinte în Germania sau în Israel, dar la noi a apărut această contradicție. Președintele e ales prin mod direct de către populație, deci are legitimitatea din partea alegătorilor, nu a tot narodnic, cum el spune, всенародний. Pentru că el nu e a poporului, pentru nimeni nu poate vorbi din numele poporului, nici din numele alegătorilor în întregime. Pentru Dodon au votat 28% din alegători. El nu reprezintă majoritatea nici alegătorilor. Dar totuși a apărut această contradicție între legitimitatea obținută de Dodon la alegeri și lipsa totală de legalitate și legitimitate a actualei guvernări. Însă ei sunt mai puternici și își bat joc de președintele. El este slab, nu face nimic. El trebuia să dizolve acest parlament în luna decembrie anului 2016 și așa noi am putea să scăpăm de... Atunci el era să fie susținut și de forțele de dreapta și de stângă. Dar n-avea cum să dizolve parlamentul. Așa cum noi am propus, printr-un decret prezidențial numărul 1, de ce nu? Noi am publicat și o... Printr-un decret prezidențial pe care Curtea Constituțională ar fi declarat ilegal, sau nu? Da, și atunci cetățenii ar decide, ar fi decide. Mai departe, da. Altă situație, că președintele care numai a ieșit din campania electorală și a obținut peste 800.000 de voturi, el avea o legitimitate
absolute și nebună, eu aș spune. El putea să facă orice. A făcut, a intrat în Cărdășie cu Plahotniuc și acum colegii Radile. Deci mai să considerați că Igor Dodon nu-și va duce mandatul până la sfârșit? 4 ani? Eu cred că nu. Deci el va fi probabil înălturat. Sunt două căi. Prima, conform, ei vorbesc numai despre referendum, încălcarea Constituției, articol 89 din Constituție, în redacție restabilită de Curtea Constituțională, prin hotărârea din 4 martie 2016. Acolo e scris că dacă președintele încalcă Constituția, Parlamentul constată acest fapt, se adresează la Curtea Constituțională, apoi se numește referendum. La referendum, ca să fie valabil, trebuie să voteze mai multă lume decât l-a votat pe președinte în alegeri. Este o procedură foarte complexă, dar există și articol 81, alineatul 3, prin care președintele poate fi înlăturat din funcție pentru o crimă ordinară. Acolo scris că 2/3 de deputați dau acordul ca Curtea Supremă de Justiție să-l judecă pe președinte și după intrarea în vigoare a sentinței, el este din drept înlăturat din funcție. Este o procedură foarte simplă. El poate fi... El trebuie să comită ceva pentru asta. Ușor. Vor găsi ușor. Corupție. Mult cat. Că un exemplu cel mai simplu. Din ce bani Dodon face pomeni? Construiește stadioane, grădinițe repară, decaduri. Prin ce bani? Acolo trebuie să vedem ce se întâmplă cu banii. El parcă are un minister de finanțe propriu și un buget aparte, propriu, prezidențial. Prin ce bani el a reparat vila sa din Condriță? Prin ce bani el planifică să repare președinția? Deci asta fapte de corupție. Dacă el nu justifică de unde... Statiu noi idiom, da? Cum e expresia aia? Da, corupția asta, pe urmă, vechile păcate, privatizările pe care le-a făcut în guvern. Deci, Maia Sandu a cerut să fie tras pentru răspundere, pentru trădarea de patrie. O fi și asta o variantă. Abuz de putere, cel mai ușor. La noi, orice primar, orice consilier poate fi tras la răspundere. Nu va fi victimizat după asta, nu va fi deveni un martir național. Eu îmi aduc minte de Filat. Nimeni nu ieșit să-l apere pe Filat. Dacă va fi aceeași operațiune ca la Filat, va fi genială. Da. Dacă se ia exact ce n-are după cazul Filat, numai că Igor Dodon știe asta și nu poate să repete aceleași greșeli. Asta e diferența. Da, asta e altă treabă. Dar el e puținut... Așa sau nu? Haideți să continuăm după publicitate și vorbim. Noi am luat publicitate, băieți. Noi am revenit, doamnelor și domnilor. Domnul Cipașango, haideți să nu dezamăgim electoratul dumneavoastră, să admitem că ajungeți în Parlament. Nu vorbim doar despre că stânga ar fi socialiști. Formațiunea dumneavoastră ar fi gata. Deci cu PD-ul îmi dau seama că e naiv să vă întreb cu Partidul Democrat. În ruptul capului nu faceți coaliție, da? Cu PD nu. Așa, cu socialiști. Cum să specul? Nu pot specula în general că nu au fost nici anunțate alegeri, dar dumneavoastră presupuneți că noi am ajuns în Parlament și deja în parțem acolo pielea ursului din pădure. Igor Dodon, mai faceți coaliție? Ați făcut coaliție cu el în stradă. Puterea n-ați dat-o jos, în schimb, domnia s-a ajuns la niște condiții, el trebuie să-și ceară scuze, să se pocăiască, să admite că a greșit. Măcar lucruri așa, elementare. Asta se numesc elementare? Da. Pentru un om, da. Adică e imposibil. Dacă, nu, până astăzi, socialiștii și Dodon au parazitat pe spatele partidului nostru.
Toți știu, în noiembrie 2014, când partidul lui Renato Osată a fost scos ilegal din alegeri, cine a fost principal beneficiar. În turul 2, noi l-am susținut pe Dodon și am primit, ne-a scuipat în noi. Și acum, și dispoziția la socialiști este că lasă-te Osată la Moscova să nu se întoarcă și ar fi bine ca partidul vostru să dispară în general. Și asta e atitudinea lor, să fim așa cinstiți. Dacă ei nu schimbă această atitudine, nu știu cum putem să ne înțelegem cu ei. Și ei, prin raioane, prin consiliile raionale, ei fac alianțe cu democrați, cu comuniști și bat în primarii noștri, în consilierii noștri. Ce... Dar pleacă consilieri masiv de la... Nu, nu. Nu. Au plecat, noi am avut în jur de 50 de primari de orașe și orașele, sate, uh-huh. inclusiv Bălți, mai multe orașe, și peste 900 de consilieri de toate nivelurile. Deci, dacă, eu știu, 3-4% din uh-huh. tot volumul au plecat. Clar. Cu Maia Sandu? Nu. Deci în opoziție, dacă ajungi în Parlament, rămâi în opoziție. Căci cineva va trebui să coalizați. Cu Partidul Unității Naționale a domnului Băsescu și Șalaru. Nu. Ce caută Băsescu la Chișinău? Nu știu. La București el este considerat un loser care a pierdut tot. După 10 ani, după ce a condus totuși, a avut totuși, acum este loser? Așa, așa este perceput în România. Și a venit aici, în opinia mea, eu am o atitudine foarte bună de România și români, dar sunt împotriva unirii. Deci, mă rog, să convingă el pe moldoveni, nu știu, să vedem, chiar interesant ce rezultat va obține. Va trece în Parlament, nu va trece. Deci salutați decizia lui Igor Dodon de a retrage cetățenia lui Traian Băsescu. Cetățenii Republicii Moldova? Nu. Deci, nu știu cât de legal a fost acordată această cetățenie. Dacă a fost prezentat tot setul de documente. A, e altă poveste. A? Asta e altă da. Poveste. Dar să retragi, mă rog, să aibă. Avem încă un cetățean în Republicii Moldova, de ce nu? Mm-hmm. Dar s-a început la Bălți campania sau operațiunea de demitere a primarului Usată Renato? La Bălți există această grupare care a pierdut puterea, a lui cel mai mare șef este Vladimir Vitiuc, vicepreședintele Parlamentului, uh-huh. care a plecat de la comuniști la PD și el e și vicepreședinte a Partidului Democrat. Uh-huh. El coordonează toată această operațiune, să zicem, împotriva lui Usatei. În Bălți o conduce șeful reprezentantul Cancelariei de Stat, Octavian Mahu, fost viceprimar din Bălți, el și liderul organizației PD la Bălți. Ei doresc... Mahu, care tot era comunist. Tot comunist, da. Octavian Mahu. Ei și businessmanii care făceau fel de scheme cu concesii, care furau banii și prădau orașul, ei doresc să-l dea jos pe Usată și să organizeze alegeri anticipate la Bălți. Nu știu cum să facă, pentru că trebuie cineva să constate că Renato Usată a lipsit, mi se pare că 4 luni la locul de muncă, după aceasta se pornește referendumul local. Însă Usată are toate actele în regulă. El în deplasări, prin expoziții internaționale, conferințe internaționale, mm-hmm. la spital. Deci el are legal, nu pot să-l prinzi aici. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, noi avem suspiciuni că toată activitatea aceasta este lucrarea doar acestui grup îngust a foștilor comuniști care au fost înlăturați de la putere.
La nivel de Plahotniuc, care ar putea să decide lansarea acestui referendum, după cât noi înțelegem, decizia nu a fost luată să fie petrecute alegeri anticipate în orașul Bălț. Iată asta și întrebarea. De ce încă n-a început operațiunea la nivel central? Nu sunt sigur, pentru că USAT-ul are o susținere enormă la Bălț. Este adevărat. Se tem că vor pierde acest referendum. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, chiar dacă vor fi anunțate alegeri, vor pierde alegeri. Deci este riscant pentru șefii lui Vitiuc, Mahu și ceilalți locali, bălțeni. Deci asta e mai mult o răzbunare din partea bălțenilor, un grup din Bălț. Acum am înțeles, chiar nu înțelegeam de ce până acum nu-i dat afară. Haideți de la Bălți, cădem la Chișinău. Ce a decis partidul nostru referitor la referendumul privind demiterea domnului primar al capitalei, Dorin Chitor? Deci, consilierii noștri municipali au votat la ședința CMC numirea datei referendum, 19 noiembrie 2017. Noi nu ne dezicem de această decizie, spre deosebire de un alt partid care a votat din tâi referendum, apoi a spus că îl boicotează. Deci, așa. Cine este? PD. A, Partid Democrat, da. Noi susținem acest referendum pentru că considerăm că Chertoaca trebuie să plece. Chișinăienii doresc acest lucru, deci nu suntem împotriva. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, acest referendum s-a transformat într-o acțiune de partid a PSRM. Și este un lucru rău. Pentru că dacă ei și folosesc acest referendum în scopuri de PR, în promovarea partidului, inclusiv în contextul viitoarei campanii pentru parlamentarilor. Nemai vorbind că ei doresc ca Ion Ciuban să-l înlocuiască pe Dorin Chertoaca. Eu cred că nu cred că Ion Ciuban va fi un primar mai bun decât Dorin Chertoaca. Deci dacă ei spuneau chișinăuienii, haideți să ne unim toți de la dreapta până la stânga, de la mic și mare, să ne unim împotriva fără de legilor care se fac la primărie Chișinău, să facem un front comun, asta ar fi un lucru. Dar ei au făcut această acțiune foarte îngustă socialistă, spune așa, de culoarea roșie. Și este un pericol pentru referendumul că sunt niște condiții. Trebuie să prezența la vot o treime, deci asta înseamnă în jur de 210.000 de alegători, ceea ce e destul de mult pentru Chișinău, pentru un referendum local care în premieră se face. Și 165.000 trebuie să voteze împotriva pentru demiterea lui Chertoaca și asta este o cifră foarte mare. Plafonul socialiștilor în alegerile prezidențiale a lui Dodon la Chișinău a fost 180.000 de voturi. Deci în alegerile prezidențiale. Deci este o sarcină foarte... 180.000? Da, 180.000 l-au votat pe Dodon. Și dacă referendumul nu va avea loc, va fi recunoscut nevalabil, toată vina va fi pe umerile PSRM. Da, oricum, adică susțineți referendumul și vă îndemnați susținătorii, alegătorii să meargă la referendum sau demite pe Chertoaca? Noi încă n-am făcut nicio declarație formală, dar nu ne dezicem de votul consilierilor noștri. Cred că o să facem o declarație în zilele următoare. Riscantă decizie veți voi acolo de luat. Numai să considerați, apropo, că ăsta este jocul socialiștilor democraților, așa cum cred unii. Referendumul ăsta. Sau e doar socialiști? Socialiștii
Este pentru ei o idee fixă, e de mult, ei toată viața luptau cu Chiortoacă și acum vor să-l dea afară. Uh-huh. Și Ion Ciban tot atât de mult dorește să devină idealul capitalei. Ceea ce cred că Plahotniuc a rezolvat problemele. Nistor Grozavu este primar interimar, ascultător, rezolvă toate doleanțele. Poate planul democraților este să-l lovească pe Dodon și aici, în Chișinău. Dacă referendumul se prăbușește, va fi o lovitură pentru Dodon, încă o lovitură pentru Dodon. Ultima? Nu, nu ultima. Ultima va fi knockout. Deci înlăturarea din funcție. Haideți să mergem până la Orhei, dacă tot am mers în orașele astea mai mari. Condamnarea domnului Ilan Șor, care a fost reacția partidului nostru? Domnul Ilan Șor a fost condamnat. A fost, dar decizia nu este definitivă. El stă în libertate până la decizia definitivă, așa a fost sentința. Uh-huh. Instanțe de judecată. Este o farsă, deci în genere cu acest miliard furat se întâmplă niște lucruri așa, haioase. Nu a fost recuperat niciun ban, niciun cent din acest miliard. Ei spun că nu ei l-au furat. Dacă nu voi l-ați furat, găsiți-l și aduceți-l înapoi. Mai ales că șeful CNA, domnul Chitraru, spune că toate rapoartele Cross sunt un fleac. Eu cunosc cu mult mai mult, eu cunosc tot. Cum s-a furat, cine a furat. Dacă cunoști, întoarce miliardul. Unde e miliardul? Ce, în privința lui Șor, eu cred că el a jucat, așa spun Filat, Platon, a jucat un rol cheie, pentru că prin băncile lui a plecat acest miliard. Dar probabil s-a împărțit cu cine trebuie și poate are niște materiale compromițătoare. Uh-huh. Împotriva tuturor care au participat la această operațiune și poate șantajează pe cineva. Raportul Kroll va spune totul dacă va fi publicat în noiembrie? Eu nu cred în Kroll. De ce? Eu am consultat activitatea acestei organizații și ei nu prea au găsit banii. Eu caută, caută, caută în toată lumea, dar nu găsesc. Deci, și au trecut 3 ani, n-au găsit nimic din miliardul furat. Deci, și nu va fi găsit. Pentru că se știe că termenul de contestații în plan civil expiră acum în noiembrie, deci 3 ani. Uh-huh. După acest termen, guvernul nu poate să conteste în mod civil, după codul civil. Dacă intră în joc codul de procedură penală, sunt proceduri foarte complicate, internaționale, nu vor găsi banii aceștia. Eu pe această notă pesimistă. Mai ales dacă cei care caută sunt și cei pe care caută, deci atunci nu vor găsi. Domn Ciubașan, eu pe această notă pesimistă trebuie să vă spun că din motivii tehnici eu am trebuit să încheie emisiunea acuși. Și la final vreau să vă întreb, ca să vedeți că eu totuși sunt foarte bun la suflet. Deci cu prezența lui Renato Satei în Moldova, fără partidul nostru, încă n-a murit, da? Absolut. Este viu, avem o echipă foarte bună. Și sperați că veți ajunge în Parlament, da? Pe cont propriu. Fără alianțe, fără coaliții, fără fuzionări, fără blocuri electorale. Dar cu cine să facem? Nu știu, n-avem cu cine să facem alianță. Domnul Ciubașan, eu vă mulțumesc tare frumos că ați venit la emisiunea noastră. Eu vă doresc mult succes, că chiar aveți nevoie în situațiile în care sunteți. Și eu vă mai aștept la emisiunea asta. Da, vă mulțumesc și eu. Doamne și domnilor, a fost să fie la ediția de azi a emisiunii Important. Să trăiți frumos și bine și să vă păd mândri.